Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Crescătorii de animale, ca toți cei implicați în agricultură, resimt tot mai mult creșterea prețurilor la furaje, lipsa forței de muncă, dar și o piață de desfacere ocupată de samsar sau de produse de import de o calitate îndoielnică. Toate acestea sunt motive care îi determină pe cei mai tineri să evite să se implice în industria zootehnică. Totuși, păstrarea tradiției în familie și mai ales dragostea față de animale îi conving pe mulți să continue aceste de multe ori mici afaceri. Un exemplu descoperit de colega mea, Raluca Daria Diaconiuc, este fermierul Florin Bogoș din comuna Cozmești, județul Iași, care, în ciuda greutăților, nu renunță la această ocupație. Am un efectiv de 39 de animale la momentul actual. De descurcat, să știți că mă descurc foarte greu din cauza nutrețului. Anul trecut a fost secetă, a fost nevoit să cumpăr nutreț scump. Cât de mult s-a simțit la preț diferența față de ceilalți ani? S-a dublat, peste dublat, cam cu 2-3 mai scump față de anii precedenți. Ei, am avut noroc că a avut un fermier, a avut semănat orz și am îmbalotat paie de orz, sunt foarte bune. În momentul de față, ce lipsește? Cum e în 2023? Ce lipsește? În 2023 suntem abia la început, dar urmează de văzut. De lipsit lipsesc foarte multe. Am mai dat interviuri, dar n-ar vrea ca să mai intru în subiect chiar atât de adânc. Degeaba tot. Ce vă determină să continuați? Dragostea de animale. Dacă n-ar fi dragoste, nimic n-ar fi. De câți ani? Asta o fac din tată în fiu, de când mă știu, din mic copil. Cu mici excepții, înainte de a mă căsători, am mai fost plecat. O stangala prin țară, dar revoluția oricum m-a prins la Podolenești. În urmă cu 4 ani, membrii unei familii de tineri antreprenori vasluieni au avut o idee care s-a dovedit a fi profitabilă. Procesarea fructelor și legumelor pe care producătorii locali nu reușeau să le vândă. De la dulcețuri de tot felul, la zacuscă, murături sau sucuri, zicala "în natură nimic nu se pierde, totul se transformă", a adus profit vasluienilor. Povestea lor o aflăm în minutele următoare. În întâmpinarea agricultorilor venim cu două metode. Una, le putem cumpăra direct produsele, materia primă, pe care o procesăm și o vindem noi prin lanțurile noastre de distribuție, sau putem să venim în întâmpinarea lor, la modul că fructele și legumele pe care nu le-au vândut la piață sau la târguri și care riscă să li se strice în depozite, le procesăm, le transformăm în produs finit și le dăm înapoi marfa sub formă de produs finit pe care să și-o vândă dumnealor. Ideea afacerii a venit din familia mea împreună cu tatăl meu. Am avut această idee. Am observat potențialul destul de mare acum 10 ani când a pornit această idee a fabricii, potențialul destul de mare al agriculturii chiar din Moldova și ne-am gândit să accesăm fonduri europene pentru a realiza o astfel de fabrică în ideea că mâncarea va fi întotdeauna necesară, sperăm. Și am accesat 50% fonduri europene, 50% investiție proprie, capital 100% românesc și încercăm să facem achizițiile de fructe și legume cât mai aproape de fabrică pentru a ajuta și agricultorii din Moldova și pentru a avea, bineînțeles, și costuri de transport cât mai mici. Capacitatea fabricii este mare, undeva la 5-6 milioane de borcane pe an, la full capacitate. Momentan lucrăm la o capacitate mult mai redusă pentru că încercăm să ridicăm producția, bineînțeles, pe măsura comenzilor primite.
De aceea și venim în întâmpinarea agricultorilor, care de obicei sunt partenerii noștri și care nu reușesc să-și vândă fructele sau legumele, și am experimentat cu dânsii în ultimii 2 ani această idee și să știți că le merge foarte bine. Tinerii fermieri care vor să se instaleze ca șef de exploatație agricolă vor avea la dispoziție și anul acesta măsura pentru instalarea tinerilor fermieri, DR30, așa cum este ea denumită în Planul Național Strategic. Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, linia de finanțare ar putea fi lansată în a doua jumătate a acestui an, deși nu există încă un anunț oficial în acest sens. Cu toate acestea, interesul este mare, astfel că putem veni cu câteva sfaturi pentru orice tânăr fermier care vrea să își pregătească proiectul din timp. În emisiunea Agricultura la Raport, un astfel de tânăr fermier crescător de animale a dialogat cu Gabriela Fechete, consultant fonduri europene, pentru a afla ce trebuie să facă. Avem un telespectator, Cristian Gârda, din Bacău. Bună seara! Bună seara! Ia spuneți! Dețin fâneață 3 hectare jumate, așa, pășune închiriat de la Consiliul Popular 15 hectare și 12 bucăți de aberden angus, care am cumpărat acum un an de zile, au la 2 ani. Și aș vrea pentru 70.000 de euro, dacă se poate. Ca tine e fermier, am ce vârstă aveți? 27. Deci, pentru tânărul fermier, 12 angus, 10.000, 12.000 de sori. Dar, în principiu, v-ați încadra, aveți minim 12.000. A trebuit să urmați un curs, primul pas. Nu știm când se va deschide măsura, dar nu știu dacă aveți cursul. Am cursul făcut și fac parte dintr-o cooperativă în comuna Ghimeș-Făget. În ce domeniu aveți cursul făcut? În agricultură. Trebuie să aveți, dumneavoastră veți avea majoritatea din animale, deci ar trebui să urmați un curs de creștere a animalelor. Da, da, ăla, am creșterea animalelor, am cursul făcut acum. Deci aveți de creștere animalelor, da. Aveți cumva o societate sau nu aveți? Dumneavoastră sunteți dar persoană fizică. Eu n-am societate, n-am nimica, dar taică-mă are un PFA de vreo 10 ani de zile. Și pot să preiau de la el sau trebuie să fac nu eu? Nu puteți. Nu, nu. PFA-ul este persoană fizică autorizat. Se autorizează pe fiecare persoană în parte. Dumneavoastră ar trebui să vă faceți dumneavoastră pe persoana dumneavoastră un PFA, un SRL, pe ce doriți dumneavoastră și să preluați exploatația pe care o aveți. Animalele pe numele cuia îi sunt? Animalele sunt pe numele meu, acum că am cumpărat un an de zile, aberden angus. Foarte bine. Ok. Atunci, primul pas, vă faceți un SRL, un PFA de care doriți dumneavoastră. Recomandat totuși ar fi un PFA, e mai simplu. Da. Ar trebui să preluați când se înregistrează la APIA. Veți prelua exploatația pe numele dumneavoastră. Este pășunea, pe numele mă gândesc că aveți pe tot. Pe numele dumneavoastră aveți pășunea de la primărie, așa? Da, 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 toate, da. Ar trebui să mergeți să încercați să vorbiți cu cei de la primărie că trebuie reziliat contractul și trebuie refăcut un alt contract pe societatea sau pe PFA-ul dumneavoastră după ce veți declara la APIA. Da. Încă o condiție, ar trebui să aveți mare grijă cu platforma de gunoi. Dacă aveți în localitate peste număr de 5 animale, nu vă mai lasă în localitate. Nu știu, ar trebui să încercați sau să vorbiți la veterin. Animalele de țin în afara localității. Platforma încă nu e făcută, dar e în curs să fac. Trebuie să fie atunci, trebuie să faceți și să întabulați sau și să declarați la primărie, la Registrul Agricol, platforma. Da, bine. Bine, vă mulțumesc. Dar obligatoriu să fie tot pe PFA. Reamintim că ghidul solicitantului încă nu a fost publicat de Ministerul Agriculturii, însă avem câteva informații cu privire la sectoarele care ar urma să fie prioritizate la finanțare prin instalarea tinerilor fermieri. Astfel se pare că atât legumicultura cât și creșterea vacilor de lapte și de carne vor fi avantajate. În același timp, femeile care vor să acceseze această măsură vor avea prioritate. Sprijinul pe care îl poate primi un tânăr fermier este de 70.000 de euro sumă forfetară și se acordă
dă în două tranșe, 75% la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea planului de afaceri. Vremea este în încălzire, primăvara bate la ușă, iarba va înverzi cât de curând. Prin urmare, este timpul pentru tratamentele sanitar-veterinare de sezon aplicate în zootehnie. Crescătorii de ovine sunt foarte responsabili când vine vorba de sănătatea animalelor, așa că haideți să vedem câteva recomandări aplicabile înainte de ieșirea oilor la păscut. Calendaristic vorbind, peste puțin timp vine primăvara și odată ce dă colțul ierbii, ciobanii vor scoate oile la păscut. Înainte de acest lucru, trebuie ținut cont de câteva recomandări. Imediat la începutul primăverii, înainte de a ieși ovinele la păscut, se face un tratament pe de o parte împotriva fasciolozei sau gălbează, cum se știe popular, da? Pe de altă parte, se face vaccinarea anticărbunoasă. Cum vremea este frumoasă deja, ciobanii cu greu își mai țin animalele în adăposturi, mai ales că terenurile din apropiere încep să înverzească, iar asta se adaugă la celelalte munci pe care le au de făcut. Este mult de lucru în saivane în această perioadă. Crescătorii de ovine se ocupă, pe lângă asigurarea hranei și creșterea miilor, și de tratamentele pentru a combate gălbeaza, dar și de vaccinarea împotriva antraxului. Responsabilii crescători de ovine se străduiesc să aplice cât mai corect și la timp tratamentele, astfel încât animalele să aibă un bun randament și să fie cât mai sănătoase. Nu se îmbolnăvesc, dar sunt mai rezistente și la frig, și adică pretenții grăunțe oricum trebuie să le dai mereu, că trebuia să le dai la toate. Porumb, lucernă, mănâncă o tavă, de-astea mănâncă. Și trebuie îngrijite bine. Tratamentul ăsta trebuie să le facem de gălbează, de baie pentru râie, pentru astea. Trebuie să le facem primăvara și toamna. De două ori primăvara, de două ori toamna. Asta pentru gălbează trebuie să le dăm toamna în septembrie, le mai dăm o dată în decembrie și cu repetare de la săptămână. Este recomandat ca tratamentele să se facă sub supravegherea specialiștilor în domeniu. Se fac sub supraveghere sanitar-veterinară, nu sunt scumpe. Fermierii, în special oierii, sunt conștiincioși și știu că dacă nu fac astfel de tratamente, boala este foarte periculoasă, mortală chiar. Când toate s-au scumpit, acțiunile sanitar-veterinare rămân gratuite. În ceea ce privesc vaccinările și doar tratamente împotriva bolilor parazitare sunt contracost. Pe lângă asigurarea hranei corespunzătoare și îngrijirea mieilor, în această perioadă crescătorii de ovine mai au o grijă în plus: aplicarea tratamentelor pentru a combate gălbeaza, dar și vaccinarea împotriva antraxului. Fermierii care vor să-și cumpere tractor sau utilaje noi cu sprijin din fonduri europene au această posibilitate din noul plan național strategic. Deși condițiile specifice nu au fost încă publicate, vă putem spune sigur că va exista o linie de finanțare dedicată achiziției de utilaje pentru sectorul vegetal, intitulată DR13. Prin această linie de finanțare, fermierii vor putea accesa fonduri europene în valoare de maximum 300.000 de euro, cu o rată de sprijin de maximum 65% din valoarea proiectului. Mă numesc Radu, sunt din Timiș. Da. Și am o exploatație de 67 de hectare. Așa. Aș vrea o cofinanțare pentru undeva la 50% pentru un tractor. Este posibil? Da, este posibil. Ar trebui să vedem, deci ar trebui să începem. Ce vârstă aveți, dacă nu vă supărați? Vreau să fac... fiica mea are un PFA pe agricultură, are 34 de ani. Și de când are PFA-ul? Din 2009. Deci înseamnă că are o vechime mai mare de 2 ani, de 24 de luni. Da. Deci înseamnă că ați dorit pentru dânsa, pentru ea, un utilaje agricole. Exact. În principiu, dacă doriți un tractor de 100, de la 130-150 de cai putere, ați putea, cu dimensiunea pe care o aveți, pe PFA-ul ei să încadra. Da. Acum, aproximativ, da. Da, da. În principiu, dimensiunea fermei se pretează la un sprijin de maxim 300.000. Nu știu dacă aveți nevoie, dacă numai de un tractor, dar ați putea achiziționa și alte utilaje în afară de tractor.
cursul sau nu știu ce studii are, dacă are în domeniul agricol, gol. Are cursul făcut, ea lucrează în IT. Dar are cursul este făcut. În regulă. Este suficient și un curs. Acum, dacă vom avea punctaj pentru ca să puteți angaja și un inginer, ar fi binevenit, dar în principiu s-ar încadra la un maxim 300.000 cu un aport de 35% în momentul de față. Dacă doriți un sprijin mai mare, a trebuit să vă asociați și să faceți o cooperativă. Dacă nu, mie este destul și dacă, 30... și dacă sprijinul e de 50%, mie destul. Da, așteptăm să vedem și condițiile și pentru punctaj și pentru intensitate, că acum vom începe de la 50 și intensitatea în funcție de dimensiune, de vârstă, de zona defavorizată, în funcție de asta vedem cum ar putea obține. În completarea detaliilor oferite în emisiunea Agricultura la raport, vă prezentăm și câteva elemente generale regăsite în fișa liniei de finanțare DR13 din PNS. Bugetul total pentru întregul exercițiu financiar este de 100 de milioane de euro, însă momentan nu se știe când va începe apelul pentru depunerea proiectelor. Din informațiile pe care le avem, Comitetul de Monitorizare din Ministerul Agriculturii a început să lucreze la ghiduri, astfel că așteptăm publicările lor în perioada următoare. Beneficiarii eligibili pentru achiziția de utilaje prin fonduri europene vor fi fermieri, cu excepția persoanelor fizice, cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor. Ramona Pandele vă prezintă jurnalul AgroTV. Bun găsit! Nu avem marfă pentru câți clienți avem, spune un crescător de animale din comuna Ulm, județul Dâmbovița. Omul are o fermă mică în care împreună cu familia au grijă de oi, de câteva vaci, păsări și doi porci, crescuți pentru consumul propriu. Cumpărătorii le bat la ușă pentru că s-a dus vorba despre corectitudinea acestui țăran care își hrănește animalele doar cu cereale și fân. Ce cumpără clienții, aceleași produse le mâncăm și noi în familie. Argumentul suprem despre calitatea produselor adus de fermierul Constantin Iordache. De câți ani vă ocupați? De 25-30 de ani. Nu are mulți. După ce am plecat de la uzină, ne-am ocupat de creșterea animalelor. Iar acum, cum se mai desfășoară activitatea? S-a schimbat foarte multe în ultimii ani. Da, se desfășoară mai greu, că nu mai ajunge nici vremea, secetă. Merge, da. Cât să trăiești așa, să nu mai e ce era odată. Era mai bine mai înainte, era forță de muncă mai multă, era motorina mai ieftină, era mai ușor mai înainte. Acum e mai greu, dar noi ne-am obișnuit cu ele și din asta trăim, altfel nu avem cum. Trebuie să renunțăm la ele. Asta e sursa de venit a familiei dumneavoastră? A familiei noastre, da, noi din asta trăim, din animale. Câte oi aveți acum? Aici sunt 100 și ceva, 1070 de mii vaci, mai avem niște vaci, 5 vaci cu lapte, 7 tavă de ăștia la îngrășat și cam asta toate. Un porc, doi pentru noi acele. Unde se duce producția? La particular, la... o dăm de acasă. Aveți suficient oameni care vin și caută produsele? Nu avem marfă, nu avem marfă. Câți clienți avem, că la noi în sasa au redus, efectiv, la animale nu mari. Nimeni, eu singur care mai am oi, vaci și mai sunt vreo 10-15 vaci în tot satul. M-a plecat tineretul dacă din țară, bătrânii nu mai poate. Deci e, acum e cerere. De vreo 2 ani a început să fie cerere mari de marfă. Contează și acest lucru, că sunt vorba de, e vorba de produse ecologice, produse din gospodărie, da. Contează? Bineînțeles, produse curate, adică mă refer la lapte, la brânză, la astea, să fie făcute curat, că avem cameră specială unde omul vede ce facem, cum facem, noi ce facem, mâncăm și noi de acolo, nu facem separat, adică pentru clienți separat, noi separat, și oile, mie, asta noi nu cumpărăm combinate, concentrate ce le cumpărăm ăștia, numai ce producem noi. Lucrez 25 de hectare de teren, îmi produc singur lucernă, porumbul, tot ce trebuie pentru ele îmi produc singur. Deci noi nu băgăm antibiotice, cum aud pe la televizor, că le dă antibiotice la porci, la alea.
Nu, noi nu folosim. Că noi mâncăm și noi de aici. Nu pot să țiu o oaie separat, să mănânc mielul de la ea pentru mine și pe alte să le dop cu cine știe ce, să vând la alții. Sau... Nu, dar nu practicăm noi asta, nu. N-am practicat niciodată, nici nu știu cum să practic. Mă auzi pe câte unii, că le dăm, că faci, că drege. Noi nu le dăm. Începând de mici, ei mănâncă numai porumb, de asta noi nu l-am combinat nici când e mici. Nici la pui, când e pui mici, ăștia ia pe aici, mă auzi pe cine, că le ia o săptămână, două, concentrate, dar special. Noi nu, nu le-am dat niciodată. Zona de pășunat mai este în localitate? Da, este zona, izlazul comunal, avem concesionat o parte din el. Plătim chirie, îl fertilizăm, ne facem acolo treaba cum trebuie, că altfel nu avem unde pășuna. Începând din luna iulie acestui an, crescătorii de animale vor putea depune proiecte pentru a accesa fonduri europene prin linia de finanțare DR20, investiții în sectorul zootehnic. Cererile de finanțare se vor depune ca și până acum la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Ghidul solicitantului este încă în lucru la Ministerul Agriculturii, însă, potrivit fișei acestei măsuri din PNS, sprijinul pe care îl pot primi crescătorii de animale poate ajunge până la maximum 2 milioane de euro per proiect. În cazul investițiilor complexe, respectiv maximum 300.000 de euro pe proiect în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole. Prin linia de finanțare DR20 investiții în sectorul zootehnic, intensitatea sprijinului va porni cel mai probabil de la 50% și va putea ajunge la un maxim de 65% în cazul fermierilor care nu fac parte dintr-o formă asociativă, astfel că aceștia vor fi nevoiți să asigure din fonduri proprii minimum 35% din valoarea proiectului, ca și în cazul tuturor celorlalte linii de finanțare. Pentru a accesa fonduri europene, fermierii trebuie să fie constituiți într-o formă de organizare, precum persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială. La finanțare sunt eligibile și cooperativele agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri, precum și grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor. Astfel, sprijinul pe care crescătorii de animale îl pot primi prin linia de finanțare DR20 poate ajunge până la maximum 2 milioane de euro pe proiect în cazul investițiilor complexe și maximum 300.000 de euro pe proiect în cazul proiectelor de achiziție de utilaje și echipamente agricole.